Casetarea canalului Cornițoiu a început acum ani de zile și a fost încă de pe atunci o problemă. Lucrarea a fost împărțită pe tronsoane, scoase mai apoi la licitație publică. Numai că nimeni nu a fost interesat de partea a treia, a cărei valoare era mult mai mică decât a celorlalte. Primăria a venit cu soluția de a organiza o licitație comună pentru tronsoanele 1, bariera Vâlcei, strada de Ceneu, și 3, strada Pârâului, preluarea izvoarelor costiere, și așa a reușit să găsească un constructor. Cu partea din mijloc, dintre cimitirul Sineasca și strada George Enescu, a fost altă problemă. Tronsonul 2 este un canal pe o proprietate privată. Proprietate privată care s-a încercat să se dea de urma proprietarului, s-au constatat acolo niște lucruri foarte greoaie, complicate, cu proprietari care nu se găseau, cu până la urmă o reprezentanță și așa mai departe, și cu toate că procedura de expropiere este cea mai complicată și cea mai greoaie, am aplicat-o și până la urmă am reușit să facem această expropiere și să scoatem la licitație și tronsonul 2. Termenul de depunere a ofertelor pentru casetarea tronsonului 2 este 11 iunie. Valoarea lucrării este de 2,6 milioane de lei. Practic toată zona pălții din Craiovița, de la Sineasca, care se vede din cimitir sau în spatele magazinului Lidl, se va transforma într-o canalizare. Care este termenul de execuție pentru tronsonul 2? Termenul de execuție pentru tronsonul 2 este de 4 luni, dacă nu mă știu. Veștile bune nu se opresc aici. Nu numai că vom scăpa de mirosurile greu de suportat, dar în zona străzii Pârâului va fi construit un parc. La ora asta este scos la licitație un studiu de fezabilitate pentru... Biserici. Da, da, spatele bisericii. Un studiu de fezabilitate și proiectarea pentru acest parc Cornițoi, cum zicem noi, parcul Cornițoi. Și deja este într-o fază destul de avansată și acolo, s-au depus niște oferte, așteptăm să vedem ce va ieși și din parcul Cornițoiu. În ceea ce privește tronsoanele 1 și 3 ale canalului Cornițoiu, viceprimarul Mihail Genoiu a spus că lucrările au fost oprite până pe 6 iunie, pentru a se putea realiza cele efectuate de compania de apă în zonă, după care casetarea va fi și ea finalizată în doar câteva zile.